speranța celor săraci nu va pieri pentru totdeauna. Dragi prieteni, bună regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul Crucii. Sfântul Părinte Papa Francisc a dorit ca în data de 17 noiembrie să se celebreze, să se amintească o zi mondială a săracilor. O inițiativă la a treia ediție, Sfântul Părinte insistă ca fiecare creștin să privească în jurul său, să vadă formele de sărăcie, să observe pe săraci și să vină în ajutorul lor. Despre ce este vorba, ce inițiative putem să le trăim, ce inițiative are biserica, cum putem să ne raportăm la cei săraci, ce putem să facem pentru a reduce sărăcia, dorim să discutăm în această ediție, o emisiune la care l-am invitat pe Părintele Iulian Butnaru. Bun venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit! Un călugăr, ca să spunem așa, pe înțelesul tuturor, când noi spunem viața religioasă sau comunitate religioasă, un călugăr dintr-o congregație prezentă în toată lumea, întemeiată de Sfântul Luigi Alois Orione. Cine este Sfântul Alois Orione? Sfântul Alois Orione este un sfânt care s-a născut în 1872 la Ponte Curone, în nordul Italiei. După primele sale căutări, când își căuta rostul său în viață, la un moment dat a ajuns să își dea seama că Dumnezeu îl cheamă pentru o misiune specială. Și asta a descoperit-o pas cu pas în împrejurările din viața de fiecare zi. Povestesc că vă pot povesti, de exemplu, el. Te rog. Era seminarist, a devenit seminarist în seminarul diocezan la Tortona și fiind foarte sărac, suntem în nordul Italiei. În nordul Italiei, Tortona, foarte sărac, pentru că trebuia să-și plătească o mică contribuție, l-au pus să păzească cumva catedrala. I-au dat o mică cămăruță acolo și el mergea la studii, la curs și între timp păzea și ajuta pe acolo prin catedrală. La un moment dat, trăind acolo, a văzut într-o zi niște copii plângând pe stradă, așa. Spune, băi, voi cine sunteți? Băi, uite, așa, am fost dați afară de la școală, de la catehism, așa. Atunci, haideți cu mine, vă învăț eu școală, vă învăț eu catehismul. Și au venit și el, având o modalitate foarte frumoasă, pedagogică, i-a învățat lucrurile frumoase, au început să se joace, la un moment dat i-a întrebat, mai cunoașteți și alți copii? Da, o grămadă. Au mers și la un moment dat grupul a devenit așa de mare că toți ceilalți se plângeau că făcea prea mult zgomot în biserică. Și uite așa, el s-a extins, activitatea sa a primit o mai întâi curtea episcopiei, după iarăși au rupt toate florile de acolo, au ajuns, au primit o clădire, au fondat o școală și așa mai departe. Acest, deocamdată încă era seminarist, avea 21 de ani, a devenit preot și s-a dedicat, mergând înainte, asupra tuturor sărăcilor pe care le-a întâlnit în viața sa. Și la un moment dat și-a dat seama că are, fără îndoială, o misiune din partea lui Dumnezeu, o misiune pe care nu poate să o ducă singur și a întemeiat un ordin călugăresc, citesc exact cum se cheamă ca să nu greșesc, Congregația Mica Operă a Divinei Providenței. Da, el a avut mai mulți discipoli. A fost o perioadă la Torino, a stat la Don Bosco, l-a întâlnit pe Cotolengo, Sfântul Cotolengo și după când s-a întors în acest seminar, deci a fost și la Francescani, dar după când și-a dat seama care este misiunea sa, și-a dat seama că trebuie să se lase condus de Dumnezeu, de providența lui Dumnezeu. De aceea el de multe ori spune, eu nu am făcut nimic, Sfânta Fecioară, Divina Providență a făcut totul. Este un sfânt destul de dinamic, pentru că neobositor. Avem foarte multe întâmplări și am putea povesti foarte multe. Avem timp suficient loc să intervii atunci când este cazul. E bine să spunem că suntem într-o perioadă, pe de o parte, de mare criză în Italia, 1800, anii 1800 și ceva, dar și timp în care, tocmai pentru că era multă sărăcie,
criză educațională, economică, o perioadă în care s-au născut, să spunem așa, sau Dumnezeu a chemat și vieți de mulți sfinți. Ai pomenit de Cotolengo, s-a ocupat de cei bolnavi, de Don Bosco, educația tineretului și putem să continuăm. M-aș opri asupra acestui aspect. Vorbim mult de criză. Cred că și în timpurile noastre și în țara noastră lucrurile nu merg. Am vrea să fie într-o manieră diferită. Cum am putea face ca în dinamica lucrurilor care par să nu meargă și poate chiar nu merg, să avem și acea privire a unei lucrări a lui Dumnezeu care trezește inițiative? Cred că putem învăța chiar de la Sfântul lui Sorunie ce putem face. El nu avea nimic, n-a primit o scrisoare de nicăieri, spune, tu vei face acest lucru, pur și simplu, era un om al lui Dumnezeu foarte deschis rugăciunii și așa a înțeles, încetul cu încetul, care este misiunea sa, a fost deschis față de ceilalți, la fel și ceilalți sfinți, adică acea perioadă, cum ați spus foarte bine, nu era deloc simplă. Preoții, biserica era foarte criticată în acea perioadă, cei săraci erau excluși. Era o mare distanță între clasele sociale, nu se ocupau, erau refuzați de societate. Și Sfântul Aloisul Solione ce a înțeles? A înțeles că nu-L poate sluji pe Dumnezeu, nu-L poate iubi pe Dumnezeu dacă nu este atent față de acești săraci. Ce a făcut? Vă povestesc un episod, nu? La un moment dat el și-a dat seama că există mulți copii săraci care nu beneficiază de o educație. Atunci ce a făcut? A vrut să deschidă o școală, dar nu avea nimic. Era sărac, avea peste 20 de ani, puțin peste 20 de ani. Nu era nici preot, era seminarist. Și el avea această încredere și această dorință și ce a făcut? A mers și s-a informat de o clădire. O clădire, hai să vedem unde pot deschide școala. A găsit o clădire și la un moment dat i-a cerut o anumită sumă de bani, cred că 2000 de lire. Când a ieșit de acolo... Cred că erau bani la timpul respectiv. Da, erau primul bănuț. Când a ieșit de acolo, mergând pe stradă, a întâlnit o doamnă și a spus doamnă respectivă, hei, eu am auzit că tu vrei să deschizi o școală pentru copiii săraci, uite, eu nu știu ce să mai fac cu nepotul meu, dacă tu îl iei la tine, eu o să plătesc în avans pentru 2 ani de zile. Și era exact suma respectivă de care avea nevoie Don Orione, acest Luigi Orione, încă nu era preot, pentru a deschide acea școală. Nu e poveste, nu e o poveste arăfămă, e o realitate din viața unui sfânt. Probabil de aceea, mai târziu, când a întemeiat, presupun, această congregație, această comunitate de mai multe persoane care doresc să împărtășească o misiune, a încredințat-o divinei providențe. Da, el și-a dat seama că Dumnezeu lucrează. Dacă noi suntem disponibili, deschiși, Dumnezeu lucrează prin noi. Nu putem deține control, nu putem face un preventiv, tot o schemă precisă la ceea ce se va desfășura. Nu. Dar Dumnezeu va lucra prin noi, prin providența sa. Așa au apărut și primii colaboratori al acestui sfânt. La un moment dat l-a rugat pe Dumnezeu, Doamne, eu, este mult de muncă, am nevoie de ajutoare. Și uite, așa au trimis în acel seminar anumite persoane care l-au ajutat și au fost cei care au fost ajutoare de nădejde pentru a face această muncă deloc ușoară. Erau profesorii, se gândeau și pentru ceea ce trebuie să mănânce, să asigure întreg serviciul acestor copii și nu era deloc ușor. La un moment dat chiar cineva îi critica, n-au lipsit nici criticile și niciodată nu lipsesc dificultățile atunci când vrem să facem ceva bun. La un moment dat erau criticați, ce fel de școală faceți voi acolo? Nu aveți mijloacele necesare. Și au venit cei din inspecție. Funcționa și atunci, programa, standardele. Au venit inspecție. Numai că, surpriză, au fost așa de impresionați cu așa de puține mijloacele de educația care se oferă acolo, că le-au făcut și publicitate. Iarăși Domnul lucrează. Iarăși Domnul a lucrat și prin cei care păreau să fie o piedică. Și atunci s-a lărgit această congregație, cum o numim noi, un ordin religios, temiat de această persoană, ulterior a fost proclamat sfânt, și care s-a răspândit, bănuiesc, în întreaga lume. În peste 33 de țări din lume.
Și dacă Don Orione a început opera sa cu acești copii, după s-a răspândit și s-a luat diferite forme. La un moment dat, în acea perioadă, persoanele cu dizabilități erau excluse de societate, în special vorbim de Occident, de Italia, la noi încă mai sunt excluse. Dar atunci chiar mai statul nu era deloc atent la aceste aspecte. Atunci el a avut grijă de aceste persoane, să găsească persoanele care să aibă grijă de ele. A întâlnit acea perioadă, era o perioadă în care erau foarte mulți orfani, iarăși s-a îngrijit de aceste persoane. Momente când au fost și niște cutremure foarte în Messina, Avezzano, iarăși este primul care alerga dintr-o parte în alta unde era nevoie. Era momentul când persoanele care erau oarbe nu puteau să fie consacrate, încă biserica nu a elaborat norme necesare și atunci cu el au început, a înființat prima congregație pentru persoanele oarbe, pentru sorori sacramentine care adoratoare a Preasfântului Sacrament. Pe fiecare persoană care a întâlnit-o în viața sa, i-a găsit un rost. Tocmai de asta am dorit în această emisiune să discutăm și despre Sfântul Alois Orione, tocmai pentru că a fost atent la formele de sărăcie. Bineînțeles, în centru sunt persoanele, dar și formele de sărăcie. Tocmai pentru că, spuneam, Sfântul Părinte a dorit ca în fiecare an să se celebreze, să se amintească o zi mondială a săracilor. Anul acesta, pe 17 noiembrie, va fi a treia, să spunem, ediție, o modalitate prin care Sfântul Părinte și împreună cu el Biserica dorește să ne sensibilizeze pe fiecare dintre noi, să privim în jurul nostru, să observăm pe cei săraci și să găsim modalități de a le veni în ajutor. Vom relua acest aspect, dar povestea, între ghilimele, frumoasă, extraordinară, a unei persoane care a reușit lucrul acesta, am dorit să o continuăm. O congregație care e prezentă și la noi în țară, îmi dau seama. Ce opere aveți la noi în țară? Congregația noastră a ajuns în țară, la Oradea, imediat după căderea comunismului. Preoții din Orione au fost foarte sensibile asupra aspectelor istorice, ceea ce s-a întâmplat atunci, și au ascultat imediat strigătul săracilor care au venit din România și au venit în ajutor. Și a ajuns prima oară la Oradea, după căderea comunismului, imediat niște preoți care mai întâi au văzut situația și imediat au venit. Acolo și-au dat seama că era nevoie de un loc pentru educație. Au creat mai întâi un oratoriu, după care au construit o școală, pentru că și-au dat seama, este foarte important să ne îngrijim de educația copiilor, mai ales în această epocă în care cu foarte multe schimbări. Aceasta este prima operă. Deci educația, imediat după căderea comunismului, educația, pentru a făcând crea o radiografie, și-au dat seama de prima necesitate. A crea o cultură nouă, o mentalitate nouă, care e capabilă să vadă cu ochi să înțeleagă sensul a ceea ce s-a întâmplat, dar să vadă și o perspectivă viitorului, să înțeleagă. Această școală... Nu l-ați oprit la Oradea. Nu, această școală, dacă pot să mă opresc încă puțin, te rog. A crescut foarte mult în acești ani. A devenit una din școlile cele mai frumoase din Oradea, peste 600 de elevi, momentan și o parohie, un oratoriu mare, grup scout și multe alte inițiative în zonă. Și pot să-mi pare să dau mărturie, cunosc că am avut ocazia să vizitez această realitate, într-adevăr, o oază de educație, de atenție față de tinerele generații. Mai apoi, cum Don Orione nu se oprea asupra unei sărăcii, dar avea ochii deschiși asupra tuturor sărăciilor, și fiii săi au făcut la fel când au ajuns în România, când au ajuns după, s-au gândit cum mai putem veni noi în ajutor acestei țări, au deschis o casă la București și au început într-un mod foarte simplu, iarăși vorbim de puține mijloace, au luat chiar terenul unde era groapa de gunoi a orașului. Chiar de obicei, Don Orione iubea periferiile. Mai știm pe cineva care în aceste timpuri ne amintește de periferie, este tocmai acum a devenit un oraș, chiar la voluntare a devenit un oraș frumos, dar atunci era o groapă de gunoi. Acolo a început opera sa cu atenție față de bătrânii abandonați, la un moment dat și cu orfanii, la un moment dat preotul care era acolo la București, un lazarin, a primit un telefon că erau
în jur de 20 de orfani care erau dați afară când se împlinește vârsta de 18 ani, nu mai sunt ținuți în acele structuri și pur și simplu erau lăsați în stradă. Atunci el, de pe o zi pe alta, imediat i-a primit și a încercat să le vină în ajutor acești orfani, încă îi mai avem cu noi. Unii au murit pentru că în acea perioadă cât au trăit-o, ei acolo au avut momente foarte grele și atunci au avut probleme de sănătate, dar încetul cu încetul a încercat cumva integrarea lor în societate pe cât a fost posibil, pentru că unii mai au nevoie de un sprijin continuu. Dar după aceea structura s-a mărit cu anii, avem un spital Piccolo Cotolengo, în Cotolengo, cu bătrâni, copii cu dizabilități, orfani și multe alte atenții acolo în acel loc. O altă atenție pe care Papa Francisc o puntează foarte des este atenția față de migranți. Iată, a fost încredințată preoților donorione și pastorația italienilor, celor care sunt în afara țării lor și au nevoie și ei de aceea ca sufletul lor să fie în continuare îngrijit la nivel spiritual. Și în zona Iașului? În zona Iașului, după 98, preoții donorione au ajuns și la Iași. Aici și-au dat seama, dacă vrem să continuăm opera în România, avem nevoie de ajutoare din România. Atunci au construit un seminar. Un seminar nu doar în care doar se studiază, dar care trebuie să fie în continuu în contact cu sărăciile din jurul său. Astfel, în această perioadă cât a fost seminarul, s-au desfășurat în paralel anumite activități de educație, campusuri de vară în diferite parohii, atenție față de familiile sărace din oraș. A început chiar în zona Păcurarului, în Iași, unde avem casa, atenția față de copiii rom, și de atunci am început cumva o formă de educare a acestor copii, acestor familii, de integrarea lor în societate. Mai apoi am ajuns la o grădiniță în care ei, copiii rom, împreună cu cei români, să descopere că sunt oameni și că pot trăi împreună. Înainte de toate. Și alte activități. Misiunea ta specifică? Misiunea mea specifică. Bănuiesc că fiecare să zic apostol, nu e cel mai potrivit. Dar misiunea mea pe care am primit-o, am ajuns acum 3 ani, am ajuns din nou în Iași, m-am reîntors în Iași și eram în seminar, dar în același timp mă ocupam de această asociație pe care o avem, care se îngrijește de persoanele cu probleme de alcool. O altă formă de sărăcie. Dar ne-am dat seama că există această formă de sărăcie care nu este foarte mult cunoscută, pentru că este foarte discretă. Persoanele sunt ascunse cumva, este cumva o rușine uneori, dar sunt foarte multe persoane, familii care se confruntă cu această problemă. Și atunci a fost deschisă o asociație care să vină în ajutorul acestor persoane, iar eu de 1 an și jumătate mă dedic în mod total acestui proiect împreună cu un alt proiect pentru familii sărace. Mi-a coordonat, dar în același timp a ascultat persoanele care vin cu probleme, a le-a ajutat să înțeleagă că nu este totul pierdut, că chiar dacă au pierdut cumva demnitatea în fața altora, nu este pierdută în fața lui Dumnezeu, chiar dacă sunt excluși de societate și uneori, nu de puține ori, ajung la noi când sunt pe moarte. Dar când există puțină voință, colaborare, deschidere, învie cu adevărat. Impresionant, pentru că formele de suferință în urma unei astfel de dependențe, într-adevăr, poate sunt discrete și totuși noi știm că este o problemă care e socială. Nu am cifre exacte, poate fără de la tu ai mai multe. Și poate ar fi bine să transmitem acest mesaj. Cu ce veniți voi în ajutor atunci când o persoană se confruntă cu astfel de dependență? Ce-ați putea face pentru ei? Deci, în primul rând, îi rugăm să ia legătura cu noi, să nu le fie frică. Pentru că de multe ori încearcă să înfrunte problema singur, dar e foarte greu. Deci atât mă adresez atât lor, cât familiarilor care au la cunoștință o problemă.
să aibă curaj să pute problema, se poate. De multe ori, mulți îmi adresează întrebarea: părinte, este posibil ca tatăl meu, mama mea să recupereze? Eu îi spun, dacă se lasă ajutată, dacă voi veniți, este posibil, pentru că sunt cazuri foarte grele care s-au rezolvat când a fost colaborare, dar în același timp cazuri foarte ușoare care nu s-au rezolvat. Deci, ceea ce mesajul pe care îl adresez eu acestor persoane, să aibă încredere. Să aibă încredere și să înfrunte problema. Îi vom ajuta, îi vom primi, îi vom asculta și împreună cu ei vom face pașii necesari. Deci vă găsesc, dacă am ajuns la punctul acesta și invităm să vă contacteze cei care au nevoie de un astfel de sprijin, Asociația ACAR. Da. Găsiți. Asociația Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare, Don Orione. Pe Facebook și pe internet ne vor găsi imediat. Strada? Radio 21. La intrare în oraș, cred că este ușor de găsit. Dar e o formă de sărăcie, nu? Și da, aceasta. Pentru că este o formă de sărăcie. De ce? Pentru că problema nu este alcoolul, este o consecință de cele mai multe ori. Pentru că când întâlnim aceste persoane cu probleme de alcool, de fapt întâlnim problemele familiilor, problemele societății. Mulți ajung să consume pentru faptul că nu au un loc de muncă, că sunt singuri acasă, din multe, multe alte probleme și din probleme culturale uneori, pentru că nu ne dăm seama cât este de periculos alcoolul și ajungem să consumăm. Sunt foarte multe motive, dar toate cumulează cumva în spate alte probleme. De aceea noi nu vorbim doar despre alcool, vorbim despre viață. Despre viață. E un mesaj extraordinar. Îți propun și telespectatorilor noștri să ascultăm un îndemn al Sfântului Părinte, ca fiecare dintre noi să punem umărul, dacă îmi permiteți expresia, la construirea binelui comun, la construirea unor comunități în care demnitatea persoanelor să fie în centrul atenției fiecărui creștin, fiecărei persoane. Să urmărim împreună acest video. La humanidad vive una crisis que no es solamente económica y financiera, también es ecológica, educativa, moral, humana. Cuando hablamos de crisis, hablamos de peligros. Pero también de oportunidades. ¿Cuál es la oportunidad? La de ser solidarios. Vení, ayúdame, para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción de una sociedad que ponga al centro la persona humana. Am revenit în platou, discutăm în această emisiune despre sărăcie, formele de sărăcie, modul în care putem să venim în ajutorul săracilor și vă reamintesc că avem ca invitat pe părintele Iulian Butnaru, călugăr din congregația Mica Operă a Divinei Providențe. Mă uit cum este scris pentru că noi suntem obișnuiți, Don Orione. Don Orione, toată lumea spune cei de la Don Orione, dar am dorit să dau citatul exact. Vorbeam înainte că atunci când observăm forme de sărăcie, de periferie existențială, cum spune Papa Francisc, forme de dependențe, ai încheiat spunând că nu e vorba de aceste aspecte, ci e vorba totuși de viață. Și orice viață, indiferent în ce situație se află, are o demnitate. Da, noi, de ce am spus aceasta? Pentru că noi oamenii suntem foarte buni în a judeca, eticheta persoanele, nu? Și atunci când vedem un sărac, o persoană spune, cumva avem anumite atitudini, nu mereu. Dar nu uităm un lucru, că pe toți ne-a creat Dumnezeu și Dumnezeu nu greșește atunci când creează și pe toți ne-a creat într-un mod minunat. Și eu o spun de multe ori persoanelor cu dependențe, nu? Tu, le este greu să creadă și rămân uimiți la început. Tu ești minunat, adică nu ai venit aici ca eu să te dau cu var, dar să descoperi ceva minunat pe care deja îl ai în tine.
pentru că tu ești minunat. În fața lui Dumnezeu nu ți-ai pierdut demnitatea. Rămâi minunat. Doar trebuie să dăm la o parte toate aceste lucruri. Să primim cumva milostivirea sa și să redescoperim, să facem să strălucească din nou ceea ce tu ești deja. E privirea lui Dumnezeu asupra fiecărei persoane și nu cred că putem să ne ascultăm, să ne ascundem după deget și să ascultăm, ar trebui să ascultăm inima, pentru că cred că fiecare an s-a întâmplat mergând pe stradă să vedem, hai să spunem, un cerșător sau o persoană în condiții precare și să întoarcem privirea. Și deja este o formă în care vrem să dăm la o parte din viața noastră astfel de scene, astfel de persoane, și nu e o privire care redă demnitatea. O spun pentru mine, recunosc, mi s-a întâmplat de multe ori, întâlnim persoane, zic, sper că nu-mi cere iarăși nu știu ce și mă fac că nu văd. Dar asta înseamnă că nu-L vedem pe Dumnezeu în cei de lângă noi. Asta înseamnă, da, că facem o categorisire evidentă. Dacă ar veni o persoană, nu, în care e îmbrăcată frumos și ne-ar cere ceva, am fi foarte atenți, nu? Când vine cineva de genul acesta, poate suntem drăguți, dar nu la fel. De aceea este sau poate nici măcar drăguți. Nu, da, dar de aceea este Papa Francisc foarte frumos spune, când dați de pomană, nu lăsați doar bănuțul acolo, priviți în ochi persoana respectivă. Și vorbiți eventual cu ea. Vedeți că se ascunde o persoană. Oare de ce a dorit Sfântul Părinte o zi mondială a săracilor? Ca un exemplu, cred că anul trecut sau în prima ediție, Sfântul Părinte a dorit să stea la masă cu multe persoane care au fost adunate de pe străzile din Roma, deci efectiv fără casă, care sunt în locul unde cerșesc, în condiții dramatice și fără organizare sau, cum să spun eu, organizare. Nu, efectiv au fost aduse aceste persoane și Sfântul Părinte a dorit să stea la masă cu el. De ce dorește Sfântul Părinte o zi mondială a săracilor? Aici, înainte de a propune această zi a săracilor de la începutul pontificatului, să știm atenția sa față de cei săraci. Și mai apoi a propus această zi mondială. De ce? Pentru că atenția față de cei săraci este ca o fereastră care ne deschide orizontul pentru a trăi cu adevărat Evanghelia, ca fiii lui Dumnezeu. Cred că Papa Francisc, când spune acest lucru, pe de o parte se gândește la cei săraci, dar pe de o parte se gândește și la noi. Adică nu putem fi fericiți atunci când cel de lângă noi suferă. De aceea Papa Francesc spune, uite, tu ești Fiul lui Dumnezeu, dar la fel este și cel de lângă tine. Nu putem să-L ignorăm, nu putem să ne prefacem că nu există. Nu putem să-L dăm la o parte și nu putem să ne vedem de viața noastră. Nu putem să transformăm nici credința noastră în ceva intimistic în care eu mă rog, eu sunt fericit, dar cel de lângă mine nu este bine. De aceea, cred că Papa Francis a propus această zi cu un dublu obiectiv, de a veni în ajutor acestor persoane, pentru că, într-adevăr, au nevoie de o mânghiere. Sunt deja, trăiesc o situație foarte grea, cum spune Sfântul Părinte, prin situația lor. După această situație a lor greutate este accentuată de faptul cum sunt discriminați de societate, cum priviți de ceilalți. De aceea au nevoie de mânghiere, de iubire, de speranță și Dumnezeu cumva are nevoie de mâinile noastre pentru a le veni în ajutor lor. Dar pe de altă parte, acest lucru ne face bine și nouă ca fiul lui Dumnezeu. Știm bine mesajul Evangheliei, fericiți cei săraci cu Duhul, pentru că lor este împărăția. Și ne-a spus foarte bine cum noi vom fi recunoscuți dacă ne iubim unii pe alții ca și creștini, ca și fiii săi. De aceea. În cel mai sărac dintre oameni strălucește chipul lui Dumnezeu. Cred că ți este cunoscut, da. Citatul, este tocmai Sfântul Alois Orione. Și totuși, vorbind despre sărăcie, despre ce fel de sărăcie vorbim? Oare doar sărăcia materială, când persoanele n-au casă, n-au condiții pentru existență, locuiesc pe stradă, deja sunt realități dramatice și experiențe exact. de oameni care sunt în condiții cu adevărat precare, la limita existenței,
sau vorbim de ceva mai profund sau mai mult? Ca să continui puțin citatul Sfântului Sorion. Ne-am făcut temele de la tata, am pus între ghilimele. Nu era neapărat lângă, dar la un moment dat el spunea, atunci când o persoană bate la ușa porții, nu le întrebați ce religie are, ce poziție socială are, dar ce îl doare. Deci când vorbim de sărăcie, vorbim de o lipsă. Sigur, suntem obișnuiți și știm că ne gândim la cei săraci, cum ați spus, avem imediat în minte persoane cerșetoare, cei care au o situație materială foarte precară, din diferite motive. Și aici putem include, sunt într-adevăr unii care, din ceea ce cunosc eu mai ales în Iași, pentru că pe lângă problemele cu alcool, avem împreună cu voluntarii, grup de voluntari, îngrijim și persoane cu familii cu probleme de sărăcie, ne dăm seama că aceasta uneori este din cauza anumitor probleme care au intervenit de-a lungul vieții lor. Într-adevăr, unii văd casa foarte săracă, dar văd pozele acolo prin praf, păianjeni, poze cum erau ei fericiți odată în tinerețea lor. Și doare inima să vedem situația în care au ajuns. Sunt într-adevăr și altfel de sărăcii mentale în care într-adevăr nu sunt capabili să lucreze, să gestioneze un lucru. Încercăm să-i stimulăm cumva, dar nu este ușor. Deci aceasta este sărăcia materială pe de o parte, dar există și o sărăcie, aș putea o spune, spirituală, în care multe persoane de astăzi au nevoie de o încurajare, de cineva care să-i asculte, de cineva care să-i îndrume puțin, pentru că există multă confuzie în ziua de astăzi. Suntem bombardați cu foarte multe mesaje, dar ne pierdem foarte ușor sensul vieții. Și aici mă refer în special la tineri. Deci au nevoie de a găsi sensul vieții lor, pentru că ei au o energie foarte mare, dar nu știu încotro să meargă. Și e o formă de sărăcie aceasta. Este o formă de sărăcie, este un ajutor foarte important acesta. Opțiunea pentru cei din urmă, pentru cei pe care societatea îi rebutează și îi aruncă, este o alegere prioritară pe care discipolii lui Iisus sunt chemați să o urmărească pentru a nu trăda credibilitatea bisericii, spune Papa Francisc în mesajul cu ocazia acestei a treia zi mondială a săracilor. Ce înseamnă asta? Este mesajul Evangheliei. La un moment dat știm foarte bine că Iisus s-a identificat cu cei săraci. A spus, am fost flămând, am fost gol și mi-ați dat sau nu mi-ați dat să mănânc, nu m-ați îmbrăcat, nu m-ați vizitat în închisoare sau m-ați vizitat. Deci Iisus se identifică cu cel mai sărac. El a venit în lume, între noi, sărac. Se identifică cu cei mai săraci. Și cum am spus mai înainte, adică ne-a învățat să ne iubim unii pe alții. Și vom, lumea, ceilalți ne recunoște, recunosc că suntem discipul lui Iisus dacă ne iubim unii pe alții. Sigur, iubirea poate să aibă multe instrumentalizări astăzi. Poate să fie privită diferit, dar cu toții cred că în simplitatea inimii noastre înțelegem ce înseamnă a-L iubi pe cel de lângă noi. A-L iubi pe celălalt ca pe mine însumi. Și asta, noi creștinii, acest mesaj este foarte important, pentru că de foarte multe ori noi ajungem să ne justificăm în foarte multe moduri pentru a nu acționa, pentru a ne justifica conștiința uneori. Pentru că Dumnezeu ne-a creat foarte bine și pe noi. Ne-a creat foarte bine și uneori simțim singurătatea, simțim că nu suntem bine. Și de ce acest lucru? Pentru că vrem să trăim fericiți singuri, fără să depindem de cel de lângă noi, fără să cerem ajutor. Există o astfel de fericire? Nu există o astfel de fericire, dar este o iluzie pe care ne oferă societatea de astăzi. Self-service. Este o iluzie pe care societatea materialistică ne oferă și ne împinge să credem acest lucru. Vei fi fericit dacă ajungi acolo și ți-ai dat seama că ai fost păcălit. Îmi vine în minte un moment dintr-o viață iarăși extraordinară, Maica Tereza de Calcuta, Sfânta Tereza de Calcuta, călugăriță, fiind la începutul formării, era într-o școală din Calcuta, o școală destinată fetelor din familiile bune, o formă de educație, stând într-o zi la fereastră, s-a uitat în jos, peste zidurile școlii, a văzut copii în gunoaie, persoane care căutau ceva de mâncare și în momentul acela
a zis, locul meu nu este aici, ci locul meu este acolo și știm ce operă extraordinară a creat. Ea a suferit foarte mult atunci. La un moment dat a spus în acel moment, eu, bine, ce îmi vine în capul meu, nu cred că este adevărat, adică a pus îndrumată și de Părintele Spiritual să pună în dubiu, adică că nu. Și de numai că ea nu a reușit acest lucru. Deci era puternică, deci, așa cum ne sugerează de multe ori Papa Francis, că avem acea sfântă neliniște în inima noastră. Trebuie să urmăm și aceste semnale, pentru că nu de puține ori la ușa noastră bat persoane care aparent ar trebui să fie fericiți. Au o familie frumoasă, au cele materiale, un serviciu bun, dar sunt nefericiți. Și aceasta, astfel de oameni sunt mulți în societatea de astăzi. Iată, este o formă de sărăcie foarte profundă, subtilă. Iar spune Sfântul Părinte în mesaj, discriminarea cea mai rea de care suferă săracii este lipsa de atenție spirituală. La ce se referă? Ca să înțelegem mai bine acest lucru, haideți să pornim de la fiecare dintre noi. Eu am nevoie de mâncare, de apă, de îmbrăcăminte, dar am nevoie și de prieteni, de cineva care să-mi acorde o atenție, cineva care să mă asculte. Și mai ales am nevoie de un Dumnezeu care să știu că mă iartă și mă primește așa cum sunt eu. Dacă eu am nevoie de acest lucru ca și om, celălalt de lângă mine este un om ca și mine. Și el are această sensibilitate. Poate că nu a fost obișnuit să asculte aceste nevoi spirituale sale, dar le are și îl dor. De aceea, când ne adresăm săracilor, nu putem să îi transformăm, să îi limităm doar în acele persoane cărora le dedicăm un pachet de Crăciun, pentru că atunci conștiința noastră este împăcată și noi spuneam, am făcut ceva bun de Crăciun. Dar sunt persoane, ca și noi, au nevoie de ceva mai mult. În acest scop, de multe ori când noi mergem la săraci împreună cu voluntarii, am ales să nu ducem mereu câte ceva. Sigur, uneori intervenim cu ceva mai substanțial atunci când este nevoie, dar alte ori pur și simplu mergem și vizităm. Ce mai fac? Și este surprinzător că ei spun, n-ai mai venit când atunci când lipsim mai mult, n-ai mai venit de mult, ce mai faci și vine, ne întâmpină și ne îmbrățișează. N-ai mai venit de mult. Și până la urmă, nu facem ceva special în ochii lumii. Mergem și suntem cu ei. Dar asta au ei nevoie, de oameni. Și, sigur, dacă vrem să mergem mai încolo, mai departe, să înțelegem această nevoie spirituală, noi oamenii avem nevoie de Dumnezeu. Mai ales aceste persoane care experimentează diferite forme de sărăcie, experimentează dureri foarte mari, situații foarte rele și doar în ochii lui Dumnezeu pot să găsească un sens acestea. Fără Dumnezeu, aceste lucruri sunt greu, imposibil de rezolvat. Se chinuie foarte mult. Iar spunea Sfântul lui Saurioane, cel mai mare act de caritate pe care poți să-l faci către Dumnezeu este să-i dăruiești un suflet. Și cel mai mare act de caritate pe care poți să-l faci unui suflet e să îl dai pe Dumnezeu. Da, acest lucru este foarte important. Noi nu impunem nimănui nimic, așa cum ne învață foarte bine Papa Francesc. Și de multe ori mi se întâmplă să vorbesc cu persoanele despre Dumnezeu, fiind preot, la un moment dat mi s-a întâmplat un lucru foarte simpatic, nu? Vorbind cu o persoană, timp de o oră și jumătate, am vorbit despre Dumnezeu, despre ce crede El și eu încercam să-i explic cine este Dumnezeu. Nu știam încă că sunt preot, nu? Și la un moment dat a ajuns la noi la centru. La un moment dat a mers la colegul și a spus, acum trebuie să merg să vorbesc cu părintele. Și colegul i-a spus, atunci, cu cine crezi că ai vorbit până acum? Atunci a dat seama. Atunci a dat seama, adică am vorbit despre Dumnezeu. Deci a vorbi despre Dumnezeu nu înseamnă a impune ceva, dar pe Dumnezeu noi îl avem în inimă, îl căutăm, noi îl căutăm în adâncul inimii noastre
Și fiecare om are nevoie de Dumnezeu. De aceea, a avea această atenție spirituală față de cei săraci, am descoperit cu timpul că trebuie să îi ajut mai întâi să dau la o parte imaginile greșite de Dumnezeu. Mulți, majoritatea cred în Dumnezeu, dar cumva se simt departe de Dumnezeu și pe bună dreptate, pentru că ei au o imagine falsă de Dumnezeu. Și e bine că o refuză, dar ar trebui să caute o altă imagine. Alte ori se întâmplă să nu aibă o relație, să nu fie hrănită această relație cu Dumnezeu. Și atunci, în ajutorul meu, acest spiritual, încerc mai ales să-i ajut să înțeleagă că Dumnezeu este mai frumos decât cred ei. Și acest lucru, sigur, pas cu pas, ajutându-i în măsura în care și ei se deschid și îl caută. Și totuși noi uneori ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu, tocmai pentru că există aceste forme de sărăcie. E drept ceea ce facem? Noi ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu și este strigătul pe care Dumnezeu îl ascultă. Dumnezeu, chiar dacă privesc puțin cum la istoria lui Iob, ca să dăm un exemplu foarte concret din Biblie, la un moment dat el a spus: de ce, Doamne, mai bine era să nu fiu născut. Și la un moment dat, la sfârșitul cărții, la un moment dat, când vorbea despre prietenii săi, le-a spus: roagă-te pentru prietenii săi, pentru că ei spuneau: dacă tu suferi, este o cauză. Nu poți să tu să combați cu Dumnezeu și să-i ceri contra lui Dumnezeu. În schimb, au greșit gândind astfel. În schimb, Iob era acela care, cu toată deschiderea, a strigat către Dumnezeu, chiar și revoltându-se. De ce? Pentru că noi, de multe ori, nu înțelegem mereu opera lui Dumnezeu. Noi avem categoriile noastre limitate. De multe ori Dumnezeu lucrează în viața noastră fără să noi să ne dăm seama. Nu știm mereu ce este cel mai bine pentru noi. De aceea Iob a spus la un moment dat: eu te cunoșteam din auzite, dar acum ochii mei te văd. Când m-a văzut? Când? Și a dat seama că este limitat. Când s-a redimensionat pe el, atunci l-a văzut pe Dumnezeu. La fel și noi, nu de multe ori ne revoltăm și pentru o credință autentică trebuie să putem face acest lucru, dar căutarea trebuie să fie sinceră și până la capăt. Atunci îl vom întâlni pe Dumnezeu cu adevărat. De unde putem începe acest drum care să-L întâlnim pe Dumnezeu în cei săraci? Dorim să spun cu asta că nu cred că este suficient ca, începând din ora următoare, mergând pe stradă, totuși să lăs o monedă unui sărac, să dau un covrig. Sunt gesturi frumoase, nu? Dar de unde putem începe pentru ca noi să percepem această realitate a prezenței lui Dumnezeu în cei săraci și să venim în întâmpinarea lor? Ce am putea face? Eu spun un lucru, că viața ne va oferi oportunitățile respective. Deci nu trebuie să născocim noi aceste ocazii, situații, dar trebuie să avem ochii deschiși. Vom întâlni în jurul nostru persoane care să aibă nevoie, începând de cele care au nevoie de un cuvânt, de un telefon. De multe ori noi mergem cumva limitați la preocupările noastre, dar nu ne dăm seama de cine este lângă noi, ce-l doare. Deci a privi, avea privirea deschisă. A fi capabil uneori să ne oprim, pentru că nu putem fi atenți față de cel sărac dacă ne vedem doar programul nostru. Știm foarte bine parabola bunului samaritean. Celalți plecau pe lângă, aveau lucrurile lor de făcut. Bunul samaritean, probabil și el trebuia să ajungă undeva, dar s-a oprit. N-a mai reușit cu siguranță să ajungă unde trebuie să ajungă. Ceva s-a schimbat. Iarăși și noi să avem curajul să se strice și planurile noastre. Să privim cine are nevoie în jurul nostru. Trebuie să fim disponibili puțin, deschiși la acest lucru. Dacă avem această deschidere, vom înțelege, sigur, cine are nevoie în jurul nostru și mai apoi, cum ați spus foarte bine, nu este suficient de a da o monedă, dar trebuie să ne gândim ce putem face mai mult. Putem să ne unim forțele, putem să facem ceva împreună și mai ales, așa cum ne indică Papa Francisc, nu doar o acțiune când și când, dar a crea o nouă cultură, un nou mod de a trăi în care suntem atenți față de cei de lângă noi.
Deci, pentru această zi mondială a săracilor, sunt multe asociații din cadrul bisericii, chiar și în afara bisericii, care au inițiative concrete sau îndeamnă la inițiative concrete. M-aș putea să fac o listă foarte, foarte lungă. Spun, invită în această duminică un sărac, invită-l la masă la tine în familie. Nu te duci să dai un pachetel, că se poate... susține opere unei asociații de caritate, pentru că a susține financiar aceste opere înseamnă să ajut pe cei săraci. Gândește la cineva care este singur și spuneai înainte, dă-i un telefon, mergi să-l vizitezi. De câte ori Papa Francis spune tinerilor, merge și vizitați pe cei în vârstă, pe cei bolnavi. Asta schimbă un picuț mentalitatea. Ne apropiem de finalul emisiunii. Putem să învățăm ceva de la săraci? Da, foarte multe lucruri. În principal, putem învăța să fim oameni. Putem să învățăm ce este esențial pentru viața noastră, de ce avem nevoie pentru a fi fericiți. Acest lucru putem învăța de la ei. A rămas impresiunea de multe ori în familiile sărace de o bucurie, de un zâmbet pe care nu l-am regăsit în alte locuri. Se bucurau de un pahar cu ceai. Și zâmbeau și glumeau. De multe ori putem învăța de la ei să fim primitori. Mereu m-au primit în casele lor cu brațele deschise, chiar pe neanunțate. Putem învăța de la ei să înfruntăm greutățile vieții, să avem încredere în Dumnezeu, să ne dăm seama că avem nevoie de Dumnezeu și de ceilalți. Iată, dacă am învățat aceste lucruri, cu siguranță și noi am devenit cumva persoane autentice și putem. Ei, într-adevăr, ne învață, așa cum ne sugerează Papa Francis, ne învață să fim oameni adevărați, creștini autentici. Ai pomenit de, mi-am venit acum în minte și mă bucur că nu mi-a sărit acest aspect, ai vorbit de voluntari. Faptul de a da din timpul propriu, din energiile proprii, din calitățile pe care le-ai primit de la Dumnezeu, le-a împărtășit cu alte persoane și a veni în întâmpinarea lor, e o formă de caritate creștină? E un mod în care venim și ascultăm strigătul săracilor? Da, mai ales pentru că este o formă în care eu dăruiesc ceva în mod dezinteresat. Nu am niciun alt obiectiv. Asta înseamnă a fi voluntar. Sigur, astăzi suntem foarte ocupați cu foarte multe lucruri, avem foarte multe lucruri de făcut, dar dacă reușim să luăm bucățele de timp și să dedicăm acestor săraci, ne vom da seama că vom reuși să înfruntăm și realitatea noastră diferit. De aceea încurajez foarte mult în această direcție a voluntariatului. Putem face foarte mult. Îți mulțumesc din inimă pentru că ai participat la emisiunea noastră. Ai împărtășit misiunea ta și ceea ce face congregația ta și biserica pentru cei săraci. Vă mulțumesc și vouă, dragi telespectatori, că ați rămas împreună cu noi. Sperăm să treacă, să fie ajuns la dumneavoastră acest mesaj. Fiecare dintre noi putem să facem foarte mult bine și că Dumnezeu dorește să lucreze prin fiecare dintre noi, mai ales venind în întâmpinarea celor care au nevoie de ajutorul nostru. Vă dau întâlnire la o viitoare ediție a emisiunii Sub semnul crucii aici la Polonia TV.